mulțumesc din suflet. Așa cum știți și dumneavoastră și ați fost informat, eu vă spun că le-am pregătit aceste clipe împreună cu preoții mei, care tine cred. A făcut foarte multe pentru această biserică. Eu m-a impresionat cel mai mult Părintele Stănculescu. Părintele Stănculescu, în 77, când a fost cutremurul cel mai mare și a fost avariat această biserică, a făcut un gest nobil și din suflet. A primit pe un mare preot al armenilor și nu mai avea răbdare Părintele Stănculescu ca să ajungă Părintele în biserică. Și a ieșit la poartă și în fața porții a îngenunchiat și a cărutat amândouă mâinele pentru gestul care l-a făcut pentru biserica noastră. Iar eu împreună cu Inorea și mei am luptat să nu fie nici demolată, că era vorba să fie demolată, și am luptat să rămână în picioare. Împreună cu Părintele Păsilaru, care a fost un geniu, am luptat și am făcut-o, cum o vedeți dumneavoastră, mai înainte de a fi așa. Dar să vă spun cum s-a petrecut lucrurile în continuare. Părintele Păsilaru a rămas cu această povară că Părintele Stănculescu a plecat în străinătate. A muncit tot Inoria și cu Leuțu și cu Bănuțu și cu ce s-a adunat, am făcut-o ca să stea în picioare. N-am avut bani prea mult, lumea era țărată, ce să spun, era după războaie, am trecut prin multe. Vă rog pe dumneavoastră care veniți la această biserică, nu o cunoașteți, dar să știți că este foarte primitoare. Avem preoți de bună calitate, să știți, față de alții de care vedeți și dumneavoastră că n-a dat dovadă de creștinătate. Nu e frumos ceea ce fac ceilalți, dar să ne închinăm lui Dumnezeu că ne-a dat preoți minunați. Au familii, au credință și ne crede și pe noi când avem necazuri. Eu vă rog pe dumneavoastră, așa cum am fost noi, pe timpul nostru, să fiți și dumneavoastră urmașii noștri și să veniți cu bună credință la această biserică care este foarte primitoare. Eu am primit un mare dar de la Dumnezeu aici la Sfântul Patrimon. Am câștigat în 7-7 după ce am pus biserica picioare, o Dacia. Am avut un carnet la cer și Dumnezeu m-a răsplătit pentru că am făcut atâta curățenie și atâta mizire, eram la fel de neagră ca părintele timp de timp. Așa era. Dar am muncit în suflet și m-a răsplătit Dumnezeu. Și Dumnezeu vede pe fiecare. Așa vă rog și pe dumneavoastră să fiți alături de biserica noastră. Rugați-vă la Sfântul nostru. Pentru că acest locaș care e făcut de ani și sute de ani nu s-a dărâmat și stă în picioare pentru noi, ca să venim să ne rugăm. Vă rog puținul dumneavoastră și cu sufletul curat care veniți și vă rugați, sufletește, Dumnezeu vă răsplătește. Să fiți sănătoși și să respectați preoții atunci când spuneți în suflet ce trebuie să fie făcut pentru biserica noastră. Nu se fură de aici. Am avut oameni care ne-a murat într-adevăr în biserică, ne-a spart biserica, ne-a luat Evanghelia. Avem și oameni răi, dar Dumnezeu ne ține pe picioare și împrângem pe cel necurat să nu mai fie răi. Să fii sănătoși și vă urez multă dragoste din partea mea. Ultima parte a discursului, Doamne, era neprevăzută, dar ne-a slujit la Dumnezeu pentru că vine de peste generații și vă mulțumim pentru efortul care l-ați făcut să ne fiți și mai despre dumătuia. Da, să știe toate generațiile, pentru că eu am apucat multe generații și mi-a explicat și mie cei dinainte
de toate ce s-a petrecut cu biserica noastră. Mulțumim. Am avut preot minunat, atras cu această biserică. Mulțumim.